Am început. Ce faceți? Să mai trebuie la știu să intre.
Așa, și ce mai faceți băieți și fete? Să scrieți care sunteți pe live, să știu cine este. Să știți că fac și promovări. După cum bine vedeți din titlu. Și sper să ne distrăm. Și da, dacă vreți să ne jucăm și jocuri sau ceva până se mai strâng bani sau așa, să scrieți. Dacă știți, cel mai tare ar fi jocuri horror și o să pun și facecam dacă vreți să mă vedeți cum fac pe mine efectiv. Deci da. Ignorați sunetele de pe fundal. Îmi desfac eu o ciocolată aici. Sau putem căuta, pot să caut eu acum. Deci da, dacă știți jocuri horror, să îmi ziceți. Sau dacă vreți să ne jucăm unul din astea. Care. Sunt multe, dar sunt cam nașpa, să zicem. Forest 2, Home Sweet Home. Stai că caut acum. Deci da, mai puteți zice. Ca să căutăm și o să pun și facecam. De la am găsit, Nadia. Dar cred că ăsta nu-l găsești așa. Da, e pe calculator, nu? Dacă nu găsesc, înseamnă că pe calculator. E pe calculator jocul, gen. Uite, vezi? Nu l-am găsit. Ne putem juca Ice, care le-am mai jucat. Știți, ăsta de sus de tot. Ăsta? Păi Ice îl știu. Ne-am mai jucat pe un live. Sau? Da, ăsta e. Ăsta e, care ne-am mai jucat. Mai beau o gură de suc. Hai că ne instalăm asta și să vedem. Poate s-a mai băgat ceva nou în el. Sau na. Dar mai mult dacă aveți și voi prieteni să le ziceți să intre. Da, deci deja începe Caterinca. Mă vedeți voi pe mine cum... cum tremur aici. Adică imediat. Ok. The House 2. The House 2. Ok. Ăsta mai e fain, e interesant ăsta, Horror Hospital 2, nu m-am mișcat eu, da. Ui. Pardon, e imposibil de terminat. Și nu uitați să vă abonați la canal. Și da, fac promovări. Oh my god.
Da, trebuie să-mi instalez aplicația asta cu muzică. Și o să zicem, în curând o să vă zic numele noului canal. De fapt, o să știți cum o să facem. O să fac eu canalul pe live acum. Sau nu știu, că încă nu-i făcut canal gen, dar eu m-am gândit la un nume. Și cred că o să-l fac după live. Că na. Deci trebuie muzică, pentru că na, fără muzică e cam nașpa, rău. Sau da, mai bun, reacții să ne uităm la, pe YouTube. Da, asta este o idee. Deci ne intrăm pe YouTube și ne uităm la niște reacții. De exemplu, na, cum am mai făcut live-ul celălalt. Dacă mai țineți minte, dacă ați fost pe live. Așa, deci hai să intrăm și să căutăm. Ia, ce să căutăm? Vloguri. Nu știu cum să scriu. What the... Nu văd. What, cum a scris? Ești nebun? Merge. Vloguri cu copii, gen? Sau... What the fuck? Ora așa. Ia. Ăsta primul, cred că. Să ne uităm. Ia. Sunt Dani și bine ați venit la primul meu vlog. Ok, deci din primele 3 secunde și ignorați sunetele de pe fundal. Din primele 3 secunde mi-am dat seama că asta e foarte cringe. Deci fata asta, hai să punem și camera ca să vedeți cum fac eu reacția aici. Vai frumos. Deci, hai. Stai că nu prea mă văd în lumină. Așa o să stau. Hai să vedem ce mai face fătuca asta. Ia. Deci, O să tac. să facem o prezentare. Eu sunt Dani și am 9 ani. Ziua mea e pe 2 august. Deci, ce mai vreți să scrii, scrieți în comentarii. Ați văzut cum se numește sus? Se numește... Te-aș ruga să nu pui de aici, așa că mă sperii. Deci, gen. Așa a făcut, dacă ați văzut. De copil vs. adolescent. Mulți știu ce e asta. Deci, Eu nu știu. asta e când un copil ce face și un adolescent ce face. N-am înțeles că am vorbit nimica. Ori sunt eu prost și nu înțeleg, ori asta nu explică foarte bine. What the fuck? Să vă scrieți și voi părerea despre această fată. Dar hai să lăsăm videoclipul să nu mă certați că nu o să vorbească. Hai de drum. Și da, să începem. Așa. Cum se trezește copilul? Deschide ochii. Bună dimineața, ursuleț. Ce oră? E ora 7. Mai am încă 15 minute. Da, hai să ne trezim. E ora 7 și copiii se iau de afară. Da, deci n-am nimic cu ea. Și n-ar trebui să merg la școală. Asta e că e în vacanță, am înțeles. Da, dai drum. Eu sincer eu nu cu ursulețuri. Dar asta cred că are vreo 10 ani și cum se în fine. Probabil se teme. Să vă scrieți reacția.
Sau părerea. Cum se trezește adolescentul? Oh my fucking god. Câte ora, mă rog, ceasul ăsta? Ora 7, mai am încă 5 minute. Asta să stăm în telefon. Ăsta-s eu. Stai, what? Cringe, pe să știi. Nu, stai așa. Daia n-a zis acum, stați. Acum 20 secunde, stai. Când se trezea? Stai. Ia. Yeah. Nu zicea că... Ai mâncat 15 minute? Ei, da, hai să ne trezim și noi să facem niște distracție. Da, să... Yeah. Stați, uite. Cum se trezește adolescentul? Stați. Câte ora, mă rog, ceasul ăsta? Ora 7, mai am. Deci acum a zis că e ora 7, da? Și da, hai să vedem. 15 minute. Mi se pare mie sau în 30 de secunde, nu, 10 secunde a trecut o oră și n-a pus pauză. Da, hai să trecem peste asta, să lăsăm videoclipul să curgă, să zicem așa. Trebuie să mă grăbesc. Oh my god. Deci ați văzut primul lucru. Uh-huh. Al doilea lucru. Cum mănâncă copilul? Cu gura bănuiesc. Ursuleț. Hai să mâncăm ceva gustos. Iscăiți! Vrei? Acolo... Stați! Acolo jos are biscuiți de aia de la școală. Și... Normal... În fine. Și ea nu merge la școală. Și de ce ai mâncat când te trezești biscuiți? Hai să lăsăm. Da, hai să nu mă jurați pe aici. Da, hai să vedem pe asta. Da. Niami. Și ai mâncat un pic. Uitați. Cum mănânc. Stai, deja ai mâncat, adică... Și pentru cine rămân biscuiții ăia? Că adolescentul. Asta mă, eu mă frece tirul ăla. Ce? Nu mai biscuiți ăștia. Păi cum n-ai? Uite biscuiți acolo. Acum, cum se pregătește de școală? 4 persoane pe live, mulțumesc că vă urmăriți. Așa, pregătim ghiozdanul, ursuleț. Ia-i tot timpul. Stai. Ea merge la școală la ora 9, gen, sau? Da, hai să... Pentru că atunci când s-a trezit, a fost 7 și 8 după aia, în 20 secunde, de asta nu asta. Și ea de-abia acum merge la școală, că se pregătește, în fine. Hai să vedem. Domn drăguț, da să vedem, așa. Este în mm-hmm. Opușa Barbie, ursuleț. Ce? Ursuleț, și ghiozdan. Este. Așa, toate jucările mi-am luat. Acum... Oh my god. Ce mai am nevoie? Stai, nu trebuie să pui pauză, adică adolescentul se filmează și zice că vreau să spun ce cum se pregătește adolescentul și ea nu pune pauză și direct da, chiar că cringe alert. Ok. Hai să-i dăm drumul. Cât mai avem? 2 minute. Și ceva. Ah, e ok. Am pregătit geanta. Da. Stați puțin. Avea cumva geanta, adică de aia normală? Arat. Acum. Stai. Da, uite școală. Vreau să cum se pregătește adar.
Bun, m-am abonat, promo, ești frumoasă. Mersi că te-ai abonat, îți fac promovare și nu-s fată. Așa. Deci, da. Ok, mersi că te-ai abonat, dar n-apare, de ce n-apare? Dar te cred că te-ai abonat și da. O să fac promovările, scuze, se mai întâmplă. Ok. Deci o să vă fac promovări după ce reacționăm la niște videoclipuri și apoi o să facem promovări și chestii. Deci hai să vedem ce mai face asta. Da. Hai. Accentul. Ce mai am nevoie pentru fala asta? Am pregătit geanta. Uitați, ați văzut că avea geantă de aia normală în pana mea. Aoleu, vorbește și urât. Hei, se uită și copiii la tine. Nesimțit-o. Voi cu geantă de aia merg la școală. Acum, cum își prinde părul copilul? Ce avea acolo? O durea inima? Sunt gata. What the fuck? Cum arată și că-i dracu. Mimică deja. Înseamnă că să pun virice. Dar de ce să nu mai prinzi? Ce virice. Mhm. De unde și-a pus aia altă coadă? Frate, te rog, poți să-mi faci promo acum? Ți-am spus scuze că nu fac acum, pentru că acum reacționăm, da? Deci, hai, după videoclipul ăsta o să facem promovări. Ia uite cum am prins-o. De unde și-a pus coada cealaltă de la, adică... Ok. Așa? Sau așa? Nici cum. Nici cum, ești foarte urâtă oricum. Voi ce părere aveți de această fată? E nebună sau nu? Ok, hai că n-o facem nebună. Dar voi așa fac copiii? Și ai fără școală? What the fuck? Ok, hai, în continuare. Ce zici? Nu știu că e în cred că să merg așa. Mai bine nu te mai duce. Versus cum își prinde părul adolescentul. Bine, boss. Of, ce prostii să mă prind și părul azi. Ce prostii mai sunt și ăsta, mai ales veverițele. Păi atunci de ce pana mea ți-ai mai pus în cap? Fai de cap, mă. Coaie, deci mă simt eu ciudat. Da. Hai, Coaie, hai să ne uităm. Hai că... Da. Nu stă deloc că fură asta. Ia uitați-vă la mine. Singurul lucru care trebuie să-l fac e să merg așa. Bine, hai puțin să mă pieptăn. Deci puțin m-am pieptănat. Perfect. Cum pleacă într-o școală copilul? Ursulică, suntem gata pentru școală. Să mergem. What the fuck? Pa, pa, pa. Păi, deja nu mai trebuie să merg la școală, că deja e la vreo 10, cred că. Adică în timpul ăla a trecut timpul. Dar, na. Îi iubesc. Versus cum pleacă adolescentul. Încă o zi ce tristoare. Of, tare, vreau să rămân acasă. Să? Ce, să rămân acasă? Tu ce clasă ești? Eu a șaptea, boss. Da. Ar vrea să rămân acasă. De ce naiba nu rămâi în pana mea? Eu cred că mai degrabă copilul mic, adică vrea să rămân acasă. Nu adolescentul. Adică și adolescentul, da.
Eu a 8, ha. Ok, man. Hai. Deci, ați văzut că am rutina de dimineața a unei copii. Am văzut, am văzut. Sau un adolescent. Deci, acum, nu uitați să dați like, share și să vă abonați la canalul meu. Să știi că nu meriți. Vă pup! Pa, pa! Pa, pa! Bă! Vă iubesc! What the fuck? Hai, bebe! Cum să faci, bă, așa, bă? Deci închizi. Ha, bă, bă. Așa a făcut. Ia. Nu mai uităm un videoclip. La dimineața, elevi, prima oră avem română. Scoteți... Ok, ok, îți fac promovare. Deci, cum se numești? Așa cum ești, te numești pe YouTube. Ia să-l vedem pe bossul ăsta de clasa 8-a. Bandit vlog, zici că te cheamă. Am înțeles. Dacă am mai mulți abonați decât mine, fă-mi tu cu aia. Ia, să te vede. Ăsta ești. Tu ești ăsta? Na. A, nu tu ești ăsta. Mă gândeam că tu ești. Ăsta? Cu 123 de abonați ești. Care ești? Hello. What the fuck? Deci tu ai 123 de abon... 123 de fucking abon... De fucking abonați. Și vrei să-ți fac promovare? Bossule, scuze că te ăsta... Că te... Dar acolo ai scris, n-ai scris corect. Și ai scris cine bea mai multă Pepsi. Da, dar asta mă interesează pe mine. Oh my god. Dar atunci cum o ești, frate? Ok, fraților, abonați-vă la Bandit Vlog. La Bandit Vlog. Văd că face niște vloguri. Mai multe vloguri. Sau numai vloguri. Abonați-vă, văd că are 123 de abonați. Și na. Ok, Bandit Vlog. O să rămână oricum live-uri și na. Sper să că te-am ajutat. La, na. Te rog, dăm și mie like la un video. La un video primul. La asta. Ok. Ai like-uri, frate meu. Primul video l-ai făcut acum 3 săptămâni? Ah. Asta nu. Ok. Și, fratelor, ce vreți să mai facem? Mai reacționăm la ăsta sau... Ok, frate, o să mai dau eu comment și așa. Cum, hai că mai facem ceva. Mai reacționăm la fata asta în pana mea, care o văd că e destul de retarded.
Da, fratele, unde să apăsați butonul de like, să-l rupeți în două. Mersi, frate. Ia. Dimineața, elevi, prima oră avem copil bun. Scoateți caietelul și scrieți prima strofă din Somnoroase păsărele. Joacă de jocuri horror, ok. Stai să, să mai ne uităm la ce, la video ăsta. Ce scrie acolo? Elena. Dar nu a făcut o introducere sau așa ceva. Da, doamna. Da, doamna. Ești band. Copilul rău, oh my god! Neața copii, prima oră avem română. Scoteți caietelul și scrieți prima strofă din Somnoroase păsărele. Ai frate, prima oră română? Pe bune, nu puteai și tu să pui prima oră ceva mai simplu, știu, What the fuck? Dar tu n-ai văzut că ai un orar română gen? Na. Vizuale, muzică și mișcare să ne înviorăm și noi puțin ai pus română. N-am chef să fac nimica. Să ne faci și noi niște selfie-uri pentru Instagram. Oh my god. Suna, da, toată lumea e în clasă. Bun, a doua oră aveți arte vizuale. O să vă împart la fiecare câte o foaie și desenați ce vreți. Poftimerii. Mulțumesc, doamna. Doamna, desenăm ce vrem? Da. Bine. Tocmai ți-a zis. Na, în fine. Desenați cât de frumos puteți, că o să vă pun note în catalog. Trebuie să mă străduiesc să colorez cât mai frumos. Păi, da, așa poate să facă și un bebeluș de 3 ani în pana mea, adică un copil, hai să zicem, niște linii. Și nu trebuie să se străduiască. Dar în fine, da, hai să continuăm. Copii, s-a sunat, da? Sunteți în băncuțe. A doua oră avem arte vizuale, deci o să vă împart cât o foaie la fiecare. Poftim, Eli. Stai că aici nu mai putut să rupă. Aici nu mai putea să rupă, ești prost la cavia, uite. Copii, a treia oră avem matematică. O să dăm testare. Hai că m-am plictisit de cârpăște. Și hai să intrăm pe jocuri horror. Adică, da. Nu uitați să îmi scrieți dacă știți jocuri horror, să mi le ziceți și o să ne jucăm. Este un joc care este foarte, foarte creepy. Știți că ne-am mai jucat pe canal. Stați așa. Oh my god. Mă, deci era... Hai să punem aici facecam-ul undeva. Sau unde. Permiteți. Mersi, oameni buni, că vă uitați. Prin apăsarea butonului, confirm că ai peste 16 ani și dorești să ți se personalizeze ecranul care ne vezi să ne vezi personalizeze așa și așa. Am 18 ani, ba, man. What the fuck? Oh my god.
Ce ziceți, lăsăm așa? Adică gen... Ia uite că s-a făcut update-uri. Lăsăm maxim? Lăsăm maxim sau nu, oameni buni? Ce ziceți? Nu permit nimica. Pac, pac. Lăsăm maxim tot, tot. Haide, capul. M-au auzit așa dacă vorbesc? M-auziți sau nu? Hai că-i dăm bice! What? Așa... Hai că-i dăm ăsta! Nu prea te auzi! Păi lăsăm așa! De exemplu, așa m-auziți? Destul de bine, nu? Normal, greu... Coșmar! Coșmar în par... Ce să dăm aici? Dăm ușor, normal sau ușor, pentru că, de fapt, hai să dăm pe coșmar, ce este, să ne vină ăla direct. Gen, să ne spere, nu mai dau. Pe ce dificultate dăm? Să-mi ziceți repede. Peugeot, rapid. Dăm pe coșmar? Oh my god. Hai că dăm pe coșmar. 3, 2, 1, go. Asta mai citit eu deja. Colectează și folosește asta. Știu că o să ne se vede degetul câteodată, dar n-am ce să fac. Adică, da. Era să spun că nu trebuie să mă vedeți, dar trebuie să mă vedeți cum sar de aici, adică cel mai probabil o să dau așa cu capul și o să fie cam nașpa, dar ce să facem? Că noi suntem aici. Let's go! 51 de fucking commentary. Mart. Aoleu, cred că se mișcă nașpa. Ia uitați, oameni buni. Hai să ne sară în față, ești prost la cap. Aoleu. Deja am făcut pe mine. Hai, ne folosim ochiul. Ne folosim ochiul. Ce ziceți? Ok. Marți. Hai de capul meu pe aici. Ai prost la cap. Ne aruncăm în fața ei sau nu? Ne aruncăm să ne dăm așa un direct. Pa. Aoleu. Unde ești? Oh shit. E pe aici! What the fuck? Fugi! What? Unde? Bă, ești! Fol de cap. Hai de capul meu. Capul meu. Bă, ești prost la cap. What the fuck? Ia, putem să
facem începător. Deci, ce ziceți? Voi v-ați speriat sau nu? Hai să dăm pe începător. Aici nu sunt gen să explorăm puțin. V-ați speriat sau nu acum să scrieți ori niciodată? Deja pe live-ul este de 40 de minute. După jocul acesta o să zicem noul nume la canal, să mergi acolo să vă abonați după ce închid live-ul, eu o să-l fac automat și na, nu știu când o să te updateze, dar dar da. Eu o să pun acolo, o să vă zic numele la canal și deja mai este o persoană. De ce ați ieșit? Adică mă îndoiesc că v-a fost frică, nu? Adică de ce să fie frică? Nu? Ah, e pe undeva. Oh my god, cred că vine. Am trecut prin scară. Oh my... Hai să cântăm la pian, ia. Se cânta pian, e incredibil. Convocăm spiritele. Ia uitați-mi să coleț. Oh my god. Unde-i nebuna? A coborât jos. Ia uite că s-a băgat... What the fuck, stai că e aici. Hai să sărim în fața ei. Unde ești nebuna? Hai că data asta nu m-am speriat, m-am făcut doar. Ok, mai am bun și acum vine momentul să vă zic noul nume la canal sau la... Cum voi fi pe noul canal. Și acum discutăm treburile interesante, să spun. Deci, stați să bag o muzică pe fundal. Stați așa. O să vă spun de ce și de ce n-am mai postat. Acela este motivul, gen. Deci da, hai până bag muzică să vă zic. Deci eu n-am mai postat pentru că nu mai mergea și nici la momentul acesta nu mai merge să postez niciun videoclip. Live-urile merg, după cum vedeți, dar nu știu ce. Deci... pur și simplu, nu mi se mai încărcau videoclipurile. M-aud așa bine? Să se audă puțin, gen, să nu fie așa doar. Și nu mi se mai încărcau videoclipurile și... Salut, Bogdan! Bogdi! Nu mi se mai încărcau videoclipurile și am zis să-mi fac un nou canal pe care... sper să meargă, să postez, dacă nu o să-mi bag picioarele așa, și așa mai departe. Și da, deci o să fac un nou canal, o să vă zic numele, dezabonează-te de la Bandit Vlog. De ce? Că el decât vrea abonare. Salut, Dicky. Ești nou, Dicky? De cât cerșește. Ah, las, o să-mi dezabonez, poate. Fabi, salut Fabi. Nu uitați să apăsați butonul de like.
abonează-te la mine. Frate, prietă, vrei reciproc? Dacă vrei reciproc să-mi spui, eu să mă abonez și eu la tine și să la mine. Și da, oameni buni, și am zis, cine se abonează la mine, mă abonez la el cu 10 conturi. Să te cred? Și da, am spus că fac un live, o să spun nou numele la nou canal și o să vă Dicky, dar tu nu ai zis că te abonezi la o persoană și te abonezi cu 10 conturi. Și da, și o să zic numele la canal și încă nu este făcut canalul, v-am spus, o să-l fac eu. O să-l fac eu și acum eu să vă spun doar numele la canal și o să-l fac după ce închid live-ul, o să mă apuc de să-l fac și da, să vă abonați acolo toată lumea. Deci, ca să avem toți abonații pe care îi stați că discutați voi acolo un mesaj și este toate la mesaje și na. Deci, ok. Mersi, Dick, o să mă abonez și eu la tine. Și da, și o să vă spun numele. Deci, numele va fi Andrei the Best. Deci, Andrei cu a... Stați că o să vă scriu în comentarii exact cum o să fie. Stați așa. Și vreau să am toți abonații care sunt pe canalul acesta să vă abonați toți pe canalul nou, să zicem. Deci exact acum o să vă scriu. Și cu spațiu, cu tot. Adică exact cum e aici, exact cum scriu acum, o să fac. Uitați așa. Dicky, te rog să îți controlezi vorbele, că dacă nu o să-ți dau blog, gen... Da. Deci, gata, am trins acolo, o să mai pun o dată. Exact cum îi... deci, v-am spus, încă nu este făcut canalul, o să-l fac exact după ce închid live-ul și da. Da, deci chiar vă rog să mă acertați. Deci da, hai că v-am spus și numele, deci Andrei the Best, spații între toate trei cuvinte și cu litere mare cuvintele. Deci, da, să mergeți acolo după live, că o să-l fac eu canalul, să mergeți să vă abonați, să fim toată comunitatea, să zicem, să vă abonați toți la canalul ăla și nu vă spun să, adică eu nu v-am zis să vă dezabonați neapărat de pe ăsta. Deci, da, ăsta o să fie gen canalul secundar, nu o să mai postez pe el nimica, dar, na, o să postez pe celălalt. Mai foarte mult și o să facem episoade destul de dese. Deci, da. Acum nu știu dacă să mai ținem live-ul sau nu. Pentru că deja de cât l-am făcut, de stați să vedem. Stați așa să vedem. Ce-i? Bogdi? 6 persoane pe live, mulțumesc că vă uitați și nu uitați să vă abonați, dacă sunteți noi. Nu am Discord, adică am avut în trecut, dar acum nu mai am. Adică am cont, să zic, dacă, na. Cu un like, da, sigur. Deja aproape de o oră, deja am ținut live-ul și cred că o să închidem live-ul aici.
Deci nu uitați să vă abonați la nou canal. V-am spus, după live eu o să-l fac și să-l căutați. Adică, na. Ok, o să-mi instalez Discord, Bogdi. Deci, cam atât cu acest live pe ziua de astăzi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați dacă sunteți noi pe canal. Și da, mulțumesc de vizionări și de like-uri și de comentarii, pentru că mă ajută foarte mult. Deci, la revedere! Și o zi frumoasă! La revedere!